Văzând că românii nu mai cred o iotă din ceea ce spun Raed, dar a fața ministrul ministru sănătății Nelu Tătaru, tinerele virusoloage Simona Trașcă și Loredana Chivu au ținut o prelegere științifică de zile mari într-un club din Timișoara pe care au încheiat-o cu un sărut prelung prin care au încercat să demonstreze că nu există niciun fel de pandemie, ci doar maxim, 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 maxim ceva prostie.